urmeze numai bine. Toți prietenii îți doresc tot bine. Și înainte de toate voiam să te întrebăm pe tine, Gurgița, știi tu oare cine ne-a trimis să te felicităm așa frumos? Dar cum crezi tu, cine te iubește? Cine este sufletelul cel drag și scump inimii tale? Exact. Cine ne iubește în această lume mai mult decât mămica? Mama. Mama ta este departe, dar ne-a rugat să venim în locul ei, să te cuprindem, să-ți punem un călduros la mulți ani și să știi că ești sufletel din sufletul ei, inimă din inima ei. Ești tot ce are ea mai scump, mai sfânt și pentru asta ea se va strădui de fiecare dată, să-ți facă viața mai frumoasă, să te surprindă plăcut. Și ea ne-a mai rugat să citim un mesaj de felicitare. Astăzi este Sfântul Dumitru. În această zi frumoasă ai apărut tu, scumpă, dragă și sfântă ființă. Tu ești la fel de blândă și frumoasă ca ziua cum este afară. Îți dorim să ai parte de un viitor la fel de minunat. Dragă și scumpă Dumitrița, o zi din an este a ta și pentru că este a ta, este cea mai frumoasă zi a anului. Viața fiecărui om este o poveste scrisă de Dumnezeu. Îți dorim ca povestea vieții tale să fie una magică. Fii îndrăzneață, fii curajoasă și crede în puterea viselor tale. Visele care strălucesc ca stelele în ochii tăi frumoși îți vor lumina întotdeauna calea. Fetița mea cu ochi blajini, cu suflet plin de bunătate, ce să-ți doresc de ziua ta? Să fii biruitoare în toate, să-ți fie viața ta un râu cu ape limpezi, cristaline și în orice zi să fii iubită, să nu duci lipsă de vreun bine, să fii mereu așa cum ești, cu suflet blând și iubitor, iar Dumnezeu să-ți fie alături, cu El să mergi spre viitor. La mulți ani, scumpa mea, te iubesc. Cu drag, mama! Spune, Dumitrița, ți-a plăcut surpriza mamei? Da, sincer, mulțumesc și cu drag o aștept acasă. Să știi că este plecată departe și vă duce dorul în fiecare zi. Bănesc și voi, surioara, îi duceți dorul. Dar va veni și ziua în care o să vină mama și o să vă cuprindă cu drag. Până atunci ai altă mamă, o dirigintă frumoasă ai. Atât timp cât mama este departe, dumneavoastră sunteți una din acele persoane care sunteți mai aproape de această fetiță garofiță. Și mama ne-a rugat să vă transmitem și dumneavoastră un coșuleț cu flori, ca semn de mulțumire, grijă care o purtați zi de zi acestei fetițe minunate. Și mai este aici o doamnă profesoară. La fel, un mare mulțumesc pentru grija și pentru toată dăruirea care o dați în locul acestor mămici care sunt departe și voi le înlocuiți pentru moment. Scumpele și dragi, mulțumim! Noi le dorim doar sănătate la mame, la tați, sănătate, putere, răbdare, tărie de caracter și Dumitrița este acolo unde este bine. Așa e Dumitrița. Ea se simte bine, e cald, e frumos, e bine, cu colegi frumoși alături. Mama să fie sănătoasă, să întoarcă bine acasă. Și este înconjurată de oameni dragi și lume blândă, frumoasă și bine intenționată, cu gânduri frumoase. Eu i-am spus și la început la toate. Eu aici sunt și mamă, și tată, și bunică, și bunel. Îi reprezint pe toți în una. Așa că la mulți ani încă o dată, Dumitrița, să trăiești mulți ani cu noi frumoase realizări, să ai noroc în tot și în toate. Mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Dumitrița să trăiască, Dumitrița să trăiască la mulți ani. La mulți ani, Dumitrița! La mulți ani, păpușă! Ce plângi? Dumitrița? La mulți ani, scumpiete! Mama îți spune să fii sănătoasă la mulți ani, îngerul păzător să-ți fie mereu alături, puiuțu. Fii sănătoasă la mulți ani, puiu. Dumnezeu să-ți fie mereu aproape, să mergi pe drumul vieții cu îngerul păzător alături să fii. La mulți ani! Mulțumesc! Bună ziua, doamna Baraboi! Eu vă înlocuiesc aici, așa că să nu vă faceți tare mare griji, Dumitrița o să fie bine, Dumneavoastră vă dorim multă sănătate, să vă bucurați de viață, să vă bucurați de copiii dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Fii sănătați, cumpiete! S-a plăcut surpriza! Da! La mulți ani, puiule! Mulțumesc, mă! Un tort frumos! Bucurie! Mult succes la teză! Numai succese! Fericire să ai! Sănătate! Respect, înțelegere, iubire și tot ceea ce s-a pus în plan și să-i se îndeplinească. Noroc! Mereu așa frumoasă! Fericire, dragoste de la toți cei dragi. Înțelegere, iubire, fericire. Iubire, stimă față de toți. Noroc și realizări frumoase. Toate dorințele să fie realitate. Cea mai multă dragoste a părinților. Iubire, dragoste. Respect. Să aibă sănătate și să fie fericită alături de cei dragi. Mereu alături de cei dragi. Sănătate. Sănătate și note bune. Te iubesc și te aștept cu doar drag acasă. M-a plăcut foarte mult surpriza ta. Eu te iubesc la fel de mult. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. Este ziua ta. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. Eu îți ofer dragostea, dragostea.